Aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara, al treilea aeroport din România, raportat la numărul de pasageri ce poate fi deservit, poartă numele inventatorului român născut în județul Timiș din anul 2003. Aeroportul este situat la 12 km nord-est de centrul Timișoarei, iar accesul cu mașina se face ieșind din oraș spre Lugoj pe drumul european E70 sau pe șoseaua de centură din zona de nord-est, care are conexiuni cu drumul spre aeroport. Există și o linie expres de autobuz E4 care face conexiunea între terminale și centrul orașului. Există planuri pentru construirea unei linii de cale ferată care să unească Timișoara de aeroportul internațional Traian Vuia. În prezent există o linie care duce la aeroport, dar folosită numai pentru trenurile de marfă. Aeroportul îndeplinește toate condițiile de siguranță aeronautică conform standardelor internaționale. Poziția geografică și evenimentele derulate de-a lungul istoriei au impus înființarea primei baze aeriene operaționale din județul Timiș în timpul primului război mondial între 15 noiembrie 1915 și aprilie 1917. Din 10 iulie 1935 se hotărăște înființarea unui aeroport provizoriu al Timișoarei, amplasat pe terenul de instrucție al garnizoanei militare, aproximativ pe actualul amplasament al molului din zona centrală. Inaugurarea oficială s-a făcut în 20 iulie 1935, dar primul zbor în regim de zbor tehnic aterizează în data de 17 iulie. La înființare nu dispune de niciun fel de bază materială. Pentru instalarea administrației aeroportului s-a ridicat o clădire provizorie din scânduri și carton gudronat, compusă din 3 încăperi repartizate astfel: un birou pentru comandant, un birou pentru trafic și unul administrativ, un corp de gardă și o sală de așteptare. În 27 iulie 1936 se hotărăște construirea unui aeroport bine structurat. Se prevede construirea unei aerogări, a unui hangar și a două clădiri, posturi de transmisiuni și telegrafie amplasate lângă Timișoara pe câmpia Cioca, în spațiul fostului sat Cioca. Construcția noii aerogări este finalizată în anul 1938, însă licitația a fost una destul de dubioasă, motiv pentru care a fost anulată de Curtea Administrativă Superioară. La acel moment lipseau racordurile la rețeaua electrică, telefon, apă și canal, dar și aparatura necesară. În timp se constată că solul este impropriu, sol argilos care determină stagnarea apei la suprafață și se renunță la proiectul amplasării aeroportului Cioca, clădirile ridicate fiind cedate Institutului Meteorologic Central. Aerodromul Cioca este utilizat astăzi de proprietarii de avioane de agrement, cât și de aviația utilitară. În timpul celui de-al doilea război mondial, aeroportul funcționează pe un teren de la Moșnița Nouă. Potrivit arhivelor din acea vreme, aerogara se întindea pe o suprafață de 91 de hectare și a fost folosită începând cu anul 1942. Pista avea o lungime de maxim 1200 de metri și o lățime de 600 de metri. Aeroportul avea o baracă de scânduri cu 3 încăperi folosite de administrație, o magazie tot din scânduri acoperită cu țiglă improvizată și o baracă de 160 de metri pătrați. Nu avea post de radio, transmisie sau telefonie, iar balizajul era compus din 27 de lămpi de petrol. Între 1952-1953 are loc construirea și punerea în funcțiune a pistei de decolare-aterizare pentru nevoile unității militare de aviație de lângă satul Giarmatavi. În anii 60, Timișoara devine un centru tot mai important din punct de vedere economic. Astfel se ia decizia construirii unui aeroport civil de mari dimensiuni pe actualul amplasament între comunele Giarmata, Ghiroda și Remetea Mare. În 28 februarie 1964 are loc inaugurarea aerogării pentru cursele interne, iar în 1965 se prelungește pista cu 500 de metri, de la 2000 de metri la 2500 de metri. La mijlocul anilor 70, aeroportul din Timișoara este modernizat. Aerogara era extrem de importantă atât pentru aviația militară, fiind situat în apropierea graniței de vest a României, cât și pentru aviația civilă, pentru că se dorea introducerea curselor externe. Între anii 1975-1980 s-a realizat prelungirea pistei de aterizare decolare de la 2500 la 3500 de metri și au fost inaugurate clădirile terminalului prin zboruri internaționale, turnului de control, salonului oficial și clădirile administrative. În anii 80, pasagerii puteau circula la București de 6 ori pe săptămână, la Constanța de 2 ori pe săptămână, iar în perioada 1986-1989 la Frankfurt de 2 ori pe săptămână, în Chicago sau la New York câte o cursă pe săptămână. Revoluția din 1989 a adus o schimbare majoră și pentru aeroportul internațional din Timișoara. Liberalizarea treptată a pieței și începerea operării unor curse externe spre Occident au deschis noi oportunități pentru populația din zonă, cât și pentru investitorii străini. Între 1993 și 1995 au fost făcute lucrări de reparație a pistei de decolare și aterizare, iar în anul 1990
1998 a fost inaugurată hala de depozitare a mărfurilor pentru activități cargo și curierat rapid, aeroportul Timișoara devenind astfel un centru de transport mărfuri. În anul 2002 a fost modernizată aerogara pentru zboruri interne, iar în anul 2003 a fost inaugurată aerogara Transit, aeroportul devenind nod aerian, legând importante orașe din România cu orașe din Italia și Germania. Modernizarea continuă și între anii 2007-2008, când au fost realizate lucrări de extindere a terminalului de plecări curse interne și internaționale înspre platforma de aeronave, suprafețele aerogării mărindu-se cu 30% și crescând astfel confortul și calitatea serviciilor oferite pasagerilor. De acum, aeroportul din Timișoara are și echipamente și sisteme de securitate aeroportuară pentru a fi în acord cu cerințele europene în domeniu. Aeroportul internațional Traian Vuia dispune, printre altele, de o pistă de decolare-aterizare cu dimensiuni de 3500 de metri și o lățime de 45 de metri, 18 poziții de parcare a aeronavelor și sisteme de balizaj luminos și navigație aeriană foarte moderne pe ambele direcții de aterizare. Terminalul 1 este cel mai vechi terminal al aeroportului, încă din anul 1964, și este dedicat zborului interne și are o capacitate de procesare de 500 de pasageri pe oră și 3 porți de îmbarcare. De aici operează în marea majoritate companiile aeriene românești. Terminalul 2, inaugurat în anul 1980, este cel mai mare terminal al aeroportului cu o capacitate de procesare de 800 de pasageri pe oră și cu 9 porți de îmbarcare. Este în același timp terminalul pe care operează cele mai multe companii, dar și terminalul cu cea mai mare varietate de pasageri din diferite colțuri ale lumii și este destinat doar zborurilor în regim internațional. Traficul de pasageri, cât și cel cargo, au crescut vertiginos în ultimii ani, în strânsă legătură cu accelerarea dezvoltării economice a Timișoarei. În ultimii ani, în orele de vâlfare traficului, aeroportul depășește capacitatea maximă de procesare a pasagerilor și nu de puține ori se formau cozi în zonele controlului de securitate și al porților de îmbarcare, fapt ce a impus un proiect nou de extindere. După 2 ani de lucrări, anul 2021 aduce aeroportului internațional din Timișoara un nou terminal de sosiri pentru cursele externe de pasageri, realizat din fonduri europene, fonduri de la bugetul național și din fonduri proprii. Noul terminal are 4 porți pentru primirea pasagerilor, 3 fluxuri pentru 545 de pasageri în același timp și 3 benzi pentru bagaje, 10 puncte de control al documentelor și 3 puncte de control vamal. Extinderea aeroportului din Timișoara vizează și un terminal destinat plecărilor, în special pentru zborurile externe, pentru traficul aerian regulat și traficul charter, care se dorește funcțional la începutul anului 2024 și pentru care se dorește semnarea în scurt timp a contractului de finanțare. Dacă ultimii ani a adus aeroportul din Timișoara în centrul mai multor dispute politice și a unor scandaluri în care se semnalează prezența organelor de cercetare penală, anul 2021 pare începutul pentru recunoașterea rolului acestui obiectiv pentru dezvoltarea orașului, județului și regiunii. Aș vrea să vă mai vorbesc despre o altă perspectivă de dezvoltare a aeroportului. Aici este vorba despre transportul de mărfuri, de cargo. Vă spun despre asta, fiindcă în perioada asta de criză și de pandemie, paradoxal, transportul de mărfuri a crescut. Deși la pasageri s-a dus la vale, în partea asta a crescut. Ori unul din proiectele care am dorit să-l facem va fi să dezvoltăm o bază de transport cargo cu o suprafață foarte mare. Aici tindem și încercăm să implicăm investitori cu potențial care să vină să investească pe aeroportul Timișoara, să dea un impuls destul de important acestui gen de activitate și în continuare va genera și alte dezvoltări, să spunem. La un moment dat, având în vedere, făcând o analiză a traficului, este foarte posibil ca să fie necesară și construirea celei de-a doua piste. Este încă în analiză această perspectivă, rămâne să vedem ce se va putea face pe viitor. Un alt proiect care vom încerca să-l dezvoltăm cât de repede posibil va fi un parc de energie verde. Avem discuții cu cei care construiesc așa ceva și dacă găsim o soluție financiară convenabilă pentru ambele părți, este posibil ca aeroportul să-și asigure energia din această sursă de energie. Operatorii de zbor își urmăresc toți interesul lor. Dacă în momentul în care ei vor veni la Timișoara, deci în momentul în care vor veni la Timișoara, înseamnă că prezintă interes aeroportul. Noi avem datoria să creăm condiții de operare favorabile pentru ei, deci asta este menirea aeroportului, în primul rând. Politica lor de deschidere de noi rute sau de transport ține, să spunem, în mare parte doar de oportunitatea care o consideră ei că este bună pentru, în acel moment. Partea cealaltă de terminal de plecări va completa ceea ce există acum făcut. Deci este un proiect demarat de acum câțiva ani,
Următorul va trebui să meargă într-un ritm foarte rapid și să încheie în 2 ani și un pic. Și atunci se închide cercul pe partea de pasageri, infrastructura este la nivelul de cel mai de sus. Urmează partea de marfă. V-am spus despre asta și de-aia domnul director spunea că e un proiect drag mie, fiindcă ăsta aduce prosperitate zonei. Dacă circulă marfă multă în zonă și noi, bineînțeles că operăm și creăm condiții pentru acest trafic, câștigă toată lumea. Cei care își transportă marfa, că o duc în condiții rapide și se operează repede pe aeroport, noi că luăm niște bani pentru ceea ce facem. În 2 ani de zile va trebui aeroportul și zona perimetrală, să spunem, care acum nu prezintă mare importanță, că sunt tufișuri pe aici, sunt bălării. Mai dau anumite date despre proiectul următor, fiindcă ăsta s-a încheiat acum, este făcut cu micile imperfecțiuni care se pot rezolva în perioada de garanție. Pe terminalul de plecări va fi inclusiv un acces pe cale ferată, un fel de metrou, tren ușor, tren rapid, așa, care va veni exact în zona asta aici undeva. Deci va veni din Timișoara până aici cu metrou, tren, cum îl vor face proiectul cei de la Ministerul Transporturilor. Și în felul ăsta va fi, să spunem, asemănător cu Otopenul. Otopenul are o structură din aceasta de transport feroviar, la fel se va întâmpla și pe Timișoara. Marele avantaj al acestui aeroport este faptul că se află într-o zonă unde celelalte mijloace de transport converg împreună cu aeroportul, adică partea terestră cu partea rutieră, cu autostrada, partea de CFR cu partea de transport pasageri și partea de marfă care există în partea cealaltă cu un potențial la fel de bun pentru noi. Sperăm ca toate astea să poată fi folosite și, până la urmă, tot ce înseamnă dezvoltarea aeroportului se va răsprânge în bunăstarea zonei.